Salutare, prieteni! Eu sunt Daniel, orășan crescut în Oradea și mutat în Maramureș acum 12 ani. În video de astăzi o să vă arăt cât a evoluat gospodăria noastră de la momentul în care ne-am mutat și câte animale avem. Astăzi făceam o socoteală și avem peste 85 de animale, 2 stup de albine și o întreagă gospodărie pe care vrem să vă arătăm în detaliu. Veți vedea rând pe rând toate animalele noastre și vă vom da câteva explicații despre fiecare și totodată veți vedea și alte lucrări pe care noi plănuim să le facem sau care este starea gospodăriei noastre la momentul de față. Foarte important, dacă ești pentru prima dată la unul din videoclipurile noastre, să pui acest video pe pauză, să te abonezi la canalul nostru Orășan la Țară și să activezi clopoțelul ca să primești notificări de fiecare dată când noi postăm. Hai să începem! O să începem cu cel mai mare din animalele noastre și anume bivolița Măriuca, care în aprilie 2023 a împlinit un an. Motivul pentru care noi am cumpărat această bivoliță este că și eu și soția am crescut cu bivoli în familia bunicilor, în familiile bunicilor. Ne place foarte mult laptele de bivol, considerăm că e cel mai gustos, cel mai gras și printre cele mai sănătoase tipuri de lapte. Așa că am luat-o pe Măriuca de mică ca să se obișnuiască cu noi și să fim prieteni pe când va veni momentul să dea laptele. O să-i dau niște apă dacă totu-s aici, pentru că e clar că-i sete. Asta e Măriuca. Am adus-o aproape de casă. Asta e casa noastră. Copiii au o trambulină pe care se joacă. Acolo am o căruță pe care trebuie să o pun la punct să-i fac o ladă din lemn. Dar motivul pentru care Măriuca e atât de aproape, aici avem un platou. O putem supraveghea mai bine, putem să o adăpăm de mai multe ori pe zi, putem să-i cosim în momentul de față pe lângă pomișorii ăștia și acolo în livadă iarbă. Și dacă tot suntem aici, ăștia niște aluni de soi, aluni altoiți, am cumpărat de pe OLX. Anul trecut am mâncat câteva alune, foarte gustoase, și suntem nerăbdători anul ăsta să mâncăm și mai multe. Doar că ăsta, bietul alunel, a ajuns Măriuca la el cu gura și eu cam roz din frunzele astea din vârf. Mai are aici ceva rămase, să vedem dacă își va reveni. Planul este lăstarii ăștia noi de alun să-i altoim anul viitor, în primăvara viitoare, și în felul ăsta să ne facem o tufă tot mai mare cu alun altoit. Facem un panoramic ca să vă dați seama cum suntem și unde suntem. Gospodăria noastră are aproximativ un hectar de teren în proprietate și dacă tot suntem la acest panoramic, vedeți cât de mare e iarba. Am avut ploi din belșug și umezeală destulă, chiar dacă a fost o iarnă cu zăpadă mai puțină, dar avem ploi la timp și ne bucurăm de ele. În video de astăzi veți vedea și cât de puțină dezordine pe aici colo, însă sunt puncte în care eu trebuie să lucrez, să mai fac ordine, acolo sunt niște lemne și tot felul. Deci vom continua cu organizare, dar dacă tot suntem aici, recent am cumpărat 2 stup de albine și suntem foarte curioși și nerăbdători să vedem ce miere vom culege anul acesta. Facem videoclipuri și cu albinele, așa că o să zic de mai multe ori în acest video, abonați-vă la canalul nostru ca să ne vedeți și să vedeți ce facem. Măriuca-i cu minte, ăsta-i lațul și la ea avem loc de îmbunătățire. Ar vrea să se joace. Dar nu ne jucăm acum, că avem treabă. Asta e cositoare pe care noi o folosim, e una foarte practică, rezistentă și utilă și o să ne vedeți cu ea cosind. Asta e o cușcă de găini pe care am adus-o dintr-o altă gospodărie, tot de-a noastră, despre care o să vă spunem în viitor. Dar trebuie să o curățăm și să o dăm peste gard, o să vedeți cum o dăm peste gard, în țarcul găinilor.
Aici vă arătăm găinile noastre din rasa Australorp. Avem aproximativ 20 de bucăți. Cocoș nu mai avem la ele, sunt destul de bătrâne și anul ăsta cred că le vom sacrifica, că au peste 3 ani. Totodată avem și 20 de puișori ieșiți din incubatorul nostru anul acesta, sunt de diferite culori, foarte frumoși, foarte colorați, foarte pestriți. Ia să vedem dacă îl putem prinde. Sperăm să ne iasă niște găinușe frumoase din puișorii ăștia. Și ăsta e țar cu găinilor, în care avem o mini livadă de meri, cireși și niște piersici. Unii plantați anul acesta, pardon, unii plantați toamna trecută și alții acum 2 ani. Aici avem o mică plantație de zmeură, la care anul ăsta am adus îmbunătățiri. Am adăugat acești stâlpi de beton pentru a îi face o susținere pe șpalier și i-am adăugat mulcire cu paie, niște paie, ca să oprim creșterea burienilor. Am și rărit din lăstarii de zmeuri și am lăsat câte 2-3 drajoni care erau mai viguroși pentru a maximiza și mări calitatea și cantitatea producției. Mergem mai departe și video-ul ăsta o să fie cumva așa o plimbare prin toată gospodăria noastră și vă vom aduce la curent cu tot ce se întâmplă în momentul de față. Eu sunt foarte mulțumit de cum arată aici, locul unde o păscu măriuca și timpul pe care l-am avut să curăț printre pumișori, să cosesc. Anul acesta am avut ajutorul unui vecin care a venit și mi-a adus un mig, o remorcă de gunoi și mi-a împrăștiat-o aici deasupra. Și am avut și avem o iarbă foarte deasă. Avem aici pomișori tineri de păr, cireș, ăla e un prun la care a ajuns măriuca, aici avem niște caiși, ăsta e un castan comestibil și ăsta la fel, doar că la ăsta când am cosit cu cositoarea cea mare, i-am rănit tulpina acolo și l-am legat un pic cu bandă de altoire. Acolo avem un păr frumos, niște găini frumoase care stau la umbra nucului și o să le punem în curând o scară ca să se poată sui în nuc și să stea la umbră, chiar să doarmă în nuc toată vara. Văd că le place foarte mult noua lor împrejmuire. Ăsta e un măr pe care eu l-am altoit și văd că se duce foarte bine. Cred că vom avea și mere de pe el anul ăsta. Dincolo ce avem doi cireși, ăsta și ăsta. Germersdorf e cireașa aia neagră, mare, așa purpurie, închisă la culoare și foarte, foarte mare. Anul trecut cireșul ăsta a avut o creștere mai înceată, însă văd că trage tare să-l ajungă din urmă pe ăsta. Aici avem niște pământ pe care urmează să-l îndreptăm un pic în zona asta, să că a fost destul de strâmb solul, terenul. Și aici avem un prun pe care tot eu l-am altoit. Văd că are o creștere viguroasă, văd că se duce bine și cred că vom avea și prune anul ăsta. Deci, de-abia aștept eu un prun Stanley, cred. Aici sunt niște salcâmi care au crescut de-a lungul timpului. Noi am tăiat pe cei groși și lăstarii ăștia tineri, decât să ne toți batem, să-i smulgem și să-i tăiem, îi lăsăm așa și să vedem ce lemne o să se facă. Ne trebuie și umbră și, după cum vedeți, aici e drumul, ne trebuie și un pic de liniște de la drum, un fel de blocaj al sunetului de la drum, deși nu e un trafic foarte intens aici. Acum 2 ani am plantat niște vițe de vie. Din păcate, aici s-a scurs și de la streșină și s-a făcut un pic de gaură.
Însă acești doi butași pare că s-au prins și le merge foarte bine. Suntem nerăbdători să mâncăm de pe ei struguri de masă, albi și ce culoare ori mai fi, vom vedea noi. Aici avem un prun din ăla galben, din care se face o țuică fenomenală, numai că noi nu prea bem țuică, nu bem țuică. Și vișini. Ia, și aici avem vișine. Așteptăm să se coacă. Un pic de viță de vie. Aici niște brăduți din ăștia, sau cum le zice, pe care noi am mutat de acolo, de lângă casa noastră, i-am mutat din coace. Avem o fântână adâncă de vreo 12 metri. Niște mălini foarte frumos mirositori. Și o avem pe Mara, cățelușa noastră, care stă de pază lângă poartă. Hai, Mara! Aici! Haide! Bravo! Ia să-i arătăm ceva acestui urmăritor de la acest video. Ia uitați ce-o păsi Mara. Ia uitați ce-o păsi Mara anul ăsta. Cineva a bărberit-o pe burtică, i-a făcut o tăietură aici și Mara noastră este castrată. Pentru că problema noastră principală cu ea era, în fiecare an ne făcea o grămadă mare, mare de pui. Ca să vă imaginați ce înseamnă o grămadă, în primul an ne-a fătat 11 pui, a doua tură a fătat 12 și a treia tură a făcut 13 pui. Așa că nu avem timp de ea. De obicei, în ultima vreme, umblau câinii vagabondi sau câinii din sat să o monteze și atunci am castrat-o ca să fie ea mai liniștită, mai fericită și mai bine, mai sănătoasă. Aici am 4 lăzi pentru stupi. Pentru stup de albine, patru lăzi mai vechi pe care le-am primit de la un prieten, Grigore, din județul Maramureș, care m-a și vizitat recent și sunt foarte mulțumitor pentru ele. Omul mi le-a dat cadou. Nu sunt noi ca cele în care stau albinele acum, dar o să le pun la punct și cred că o să le și folosesc, pentru că stupii de albine sunt destul de foarte scumpi în perioada asta. Aici, în fața casei, avem o livadă mică, un pic mai adultă, să zic, pentru că sunt pomișori plantați de vreo 4-5 ani, un măr, un cireș de vreo 3 ani, acolo sunt vreo 3 vișini și un prun de vreo 4-5 ani, cel gros de acolo. Mălin, un păr bătrân, niște hamace, niște leagăne și bucuria noastră cea mai mare, dacă toți suntem la pomii fructiferi, este acest cireș. Cireșul ăsta face niște cireșe fenomenale, din acelea galbene cu roșu, cu roz prin ele, și o să vedeți, pentru că din nou vom filma cum ne bucurăm noi de ele, de binecuvântarea lui Dumnezeu în acest an. Aici avem niște leagăne pentru copii și un fel de fort pe care ei se cațără. Și o pungă de pufuleți pe care o lăsat acolo. Dar între trambulină, leagăne, jucării și toate animalele pe care le avem aici, copiii noștri, suntem convinși că duc o viață extraordinară. Ia uite și unul dintre motanii noștri, că am avut doi. Unul cam dispărut, cred că s-a mutat la altă gospodărie, dar ăsta este Mau și este un motan. Momentul de față mai avem și o pisicuță pe care sper să o vedem și să o prindem în acest video. În zona asta avem un solar mic, avem niște usturoi plantat din toamnă. Aici sunt niște plante care eu, dacă mai mult pe la animale, nu le cunosc numele, cred că e leuștean ăsta sau cum eu fi zicând. Salată, acolo avem niște rucola, usturoiul pare să meargă foarte bine, acolo avem niște ceapă, mulcirea îi place usturoiului și aici avem niște ștede. Mere mai departe, ăsta e un nuc pe care eu l-am plantat acum vreo
4-5 ani, maxim 5 ani are, și au avut o creștere fenomenală. La un moment dat, la vreo 2 ani după ce l-am mutat aici, l-au mâncat și caprele, bine, bine, bine din trunchi. Însă, l-a și rupt o furtună și el a avut totuși puterea și dorința să crească și uitați-l cât e de mare, are acum de la bază până în vârf vreo 7 metri. Suntem curioși, anul ăsta cred că va face nuci și vrem să vedem ce nuci face. Deocamdată ne face o umbră grozavă și ne bucurăm de ea. Hai să intrăm și în solar. Aici avem un mic rondo cu mentă și o pus soția mea. Aici am tot zis că facem un melegar, cum se zice în zona Clujului, sau o mică răstadniță. Planul era și încă este ca să îl împrejmuim cu un beton înalt până la profilele alea, însă n-am apucat și e un proiect pe care încă îl păstrăm în stand-by. Acesta este solarul nostru, în care soția se ocupă de tot ce este aici. Solarul e construit de mine, cartofii dulci, așa arată la momentul de față. Cred că vom numi acest experiment un eșec. Avem și video despre cartofii dulci pe canal, dar avem răsaduri, avem rucola, salată, niște roșii, câte ceva. Slăbuț anul acesta în solar, pentru că am avut mai multe eșecuri cu răsadurile, dar o să ne pornim și vom avea și în solar mai multe plante. Aici e zona mai dezordonată a gospodăriei, pe care nu cred că am filmat-o până acum pe deplin. Avem niște tablă, tot felul de lucruri, cositori. Aici sunt niște grinzi, profile și alte lucruri. Și ne întoarcem la zona unde am început acest video, ca să vă arăt ce avem noi aici în cămăruța asta. Abonații canalului nostru știu că și anul trecut am dat o eduță gratis, dar anul acesta am dat o eduță uneia dintre membrii canalului Orășan la Țară. Membrii sunt acei care sunt dispuși să ne susțină cu o sumă 10-20 de lei pe lună, datorită faptului că le place să ne urmărească și sunt dispuși să ne susțină și financiar un pic pentru treaba asta. Anul acesta, câștigătoarea, Andreea Vele, o delegat pe fratele ei și pe tatăl ei, care au venit după eduță. În momentul în care ei au venit, ne-au adus și niște iepurași pe care noi n-am apucat să vi-i prezentăm și cu ocazia asta vi-i arătăm, deși ei locuiesc aici, copiii noștri se ocupă în mare parte de ei, sarcina noastră este doar să le aducem aminte să se asigure că iepurașii au mâncare, le mai aduc câte o iarbă și să se asigure că au tot ce le trebuie. Ia uitați iepurașii noștri care vor să iasă la plimbare. Iepurașii sunt doi, cred că e un băiețel și o fetiță, și aici locuiesc ei deocamdată. Au mâncare, au apă, copilașii noștri, Sofia și Victor, care au 7 și 9 ani la momentul de față, se ocupă de ei. În zona asta mai avem un cais, niște hortensii, un mălin, din nou niște zmeură, pentru că nouă ne place foarte mult zmeura, niște flori și un pic de dezordine, pentru că unii dintre voi știți că noi am avut aici un grătar. Grătarul pe care recent l-am demolat, dar și astea spărți din horn, ușa și unele piese care au mai fost în el. Din păcate, deși am avut o mare bucurie cu grătarul ăsta și ne-am fript carne și mâncare, am gătit pe el de multe ori de-a lungul timpului de când suntem la țară. Dă-i și mie. Nu ne-ai așteptat. Mai bun ca niciodată! O trebuie să-l demolăm, pentru că nu mai corespunde cu planurile noastre. Vrem să fim mai eliberați aici. Avem în această
construcție, avem acolo o plită pe care gătim mai nou și grătarul nu-l mai foloseam deloc. Așa că l-am demolat. Parte din plăcile de beton, o placă de beton, am folosit-o ca și capac la fântâna pe care unii dintre voi o cunoașteți. Și aici vom face un pic de ordine. Ia uitați câtă cărămidă am scos din grătar și asta o folosim în continuare la alte proiecte. Niște lemne pe care le-am adus aproape de casă și le vom tăia, bucățelii, alea vor fi crăpate și le vom folosi și la gătit, pentru că de multe ori noi gătim cu lemne. Și au zis pe Luna. Luna, gata, liniște. Mi-am pus pălăria asta frumoasă în cap și mi-am luat o bluză curată și Luna, cățelușa noastră, nu mă mai cunoaște. Zona unde sunt albinele anul acesta este zona unde anul trecut am avut porumb și alte răsaduri, roșii, dovleci, dovlecei, bostani și așa mai departe, dar anul ăsta a rămas pentru iarbă, pentru că o să vă arăt imediat. Acolo mai am o căruță pe care trebuie să o pun la punct. Și mergem înspre zona animalelor, dar ziceam că o să vă arăt unde am mutat noi grădina cea nouă. Motivul pentru care o trebuie să mutăm grădina și am mutat-o, ia uitați acolo jos, unde am plantat deja cartofii și o să ajungem mai aproape și o să vă explic ce se întâmplă acolo. Dar motivul pentru care am mutat grădina acolo este că tot anul, în grădina asta de care vă ziceam mai devreme, am udat cu apă de la rețea, care costă foarte mult pentru că are, vine în factură și cu prețul la canalizare. Deci pentru că avem canalizare în sat, apa vine de la oraș, folosind apa de la oraș, automat plătim și canalizarea pe toată apa pe care o consumăm. Se aud deja porcii. Avem aici o purcică gestantă care urmează să fete cam într-o săptămână. E foarte mare și suntem curioși câți purcei va făta. Am lansat o provocare pentru urmăritorii noștri să ne spună la fiecare video în comentarii câți purcei și câte porcelușe credeți că va făta această purcică. Și cine nimerește numărul exact are o șansă să câștige o purcică de 6-7 săptămâni, pentru că, dacă nu știți, purcei anul ăsta sunt foarte, foarte scumpi. Sunt de la 5-600 de lei în sus și oferim asta cadou, ca o fidelizare pentru cei care sunt dispuși să ne lase un comentariu și să vedem dacă vor nimeri, să vedem cât va făta purcica. Trebuie să fac și aici curat, dar la câte animale avem, e mult de lucru și constant avem de făcut câte ceva. Acum, se vede acolo un șanț, avem multă apă și umezeală care vine de pe valea asta și mizăm pe faptul că va trebui să udăm mai puțin aici, datorită faptului că sunt izvoare în zona asta și pământul e mai ud, mai umed. O și plouat recent, am avut grindină cu 2 zile și unele semne încă mai sunt, un vârf de la arinii ăștia s-a rupt, dar nu am avut mare pagube, ne-am uitat și la pomii fructiferi, din frunze de la cireș au fost afectate, dar cred că vom avea totuși și cireș anul acesta. Însă revenind la grădină, sperăm să irigăm mai puțin, avem acolo o țeavă cu apă de la care vom putea iriga și avem acolo în partea aia 2 fântâni care sunt pe proprietatea noastră și din care vom colecta apă și vedem în ce formă vom aduce să irigăm. În partea asta nu se vede mare lucru pentru că suntem un pic în urmă cu plantatul, dar ca să vă explic ce se întâmplă cu șanțul ăla este unul dintre 4-5 care vor mai apărea aici, ca apa să fie drenată și dirijată pe șanțuri, chiar și atunci când plouă, înspre straturile de cartofi, astfel încercând să irigăm și să păstrăm, să împrăștiem apa în sol, pe zona unde vor fi roșii, morcovi și ce și-a mai semănat soția mea, deși e cam foarte târziu, azi mâine trebuie să ne apucăm de semănat. Și după cum vedeți, mai avem de lucru, mai avem de
îndreptat, pentru că zona asta foarte umedă n-a putut fi nici frezată și pregătită cu tractorul. Ia acolo mi-a făcut tractorul niște gropi mari, dar cât vom putea vom nivela și vom îndrepta și vom semăna, și cât nu, la anul. Ia aici se aud căprioarele noastre, căprițele noastre. Avem 20 de capre, căprițe cu iezi, cu ieduțe, 20 de capete de animale. Și haideți să vedem dacă vor veni afară să le și vedeți, dacă n-ați văzut caprele noastre. Ia, 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 de, 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 de. Haide, de, de, de. Haide, de, 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 de. Haide, de, 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 de. Așa că vă faceți curaj. Am avut câteva zile mai ploioase și leu cam stat înăuntru, este un pic murdare că mai ieșit pe afară, sunt mai așa, nu sunt foarte curate, dar astea sunt căprițele noastre. Foarte bune de lapte, cele pe care le mulgem. Ieduțele promit foarte mult și așteptăm cu nerăbdare să fie montate și să fete, însă avem răbdare cu astea mici, că-s de-abia din primăvara asta. Astea două sunt două din 5 pe care le avem din primăvara trecută și avem 5 capre pe care le mulgem în momentul de față. Merem mai departe cu prezentarea gospodăriei noastre. Grădina aia am împrejmuit-o anul acesta cu gard, ca să nu mai avem probleme cu caprele, pentru că nu e așa, caprele se bagă peste tot. Acolo avem o acumulare de apă care intenționăm să fie o baltă, un eleșteu, cu posibilitatea, cu planuri că o vom mări până aici înspre grădină, însă deocamdată atâta s-o putu face, vedem cât de bine se menține apa în groapa aia și eventual o mărim pe viitor. Suntem în zona de pădure, îi zicem noi, pentru că aici au fost crescuți răzleți, o grămadă de arini. Unii dintre ei i-au ros caprele grozav. Nu ne deranjează, deși ne-am fi dorit să nu fie așa. Însă, mai devreme sau mai târziu, cu toții vor fi tăiați pentru lemne. Ăștia bătrâni care n-au niciun defect și sunt câțiva pe care caprele i-au ocolit, ăia vor rămâne mult timp de acum încolo, însă cei uscați, cum e acela care e marcat cu un fir, e acela are un fir pentru că e roz de tot și e uscat, și alții ca și el, îi vom tăia treptat, treptat. Aici e zona unde am îndreptat un pic terenul pentru că era foarte vălurit. Anul trecut am îndreptat când am făcut și balta aia. Am arat, am frezat și anul acesta am semănat ovăs, după care am greplat ovăsul ca să se ascundă în pământ cât de cât, și am semănat ghizdei. La momentul de față se vede doar ovăsul de vreo 8 cm. Cred că vom avea o coasă de ovăs în lapte și vom avea ghizdei, cel puțin o coasă anul ăsta, să vedem cum evoluează ghizdeiul. În zona asta trebuie să vorbim mai încet, pentru că deja suntem în pădure. Și aici avem o fântână și încă o fântână, de la care avem apă. Ăsta e capacul de fântână ce l-am adus de la grătar. Urmează să-i mai fac o completare pentru că nu-i suficient de lat. Dar decât să fac altul de la zero, am făcut niște găuri aici, am băgat niște fier beton și cred că plumba asta, cum îi zic eu, va ține foarte bine. E nevoie de capacul ăsta pentru că pe aici mai vin animale, nu vrem să cadă mizerii în fântână și în felul ăsta va fi mai protejată fântâna. Acum o să iau încet încet spre casă și tocmai mi-am amintit că am uitat să vă arăt puișorii.
Ați văzut în țarcul găinilor, ziceam că avem 20 de găinușe care au deja vreo o lună jumate, două, de când au ieșit din incubator. Însă, Andreea a comandat și a mai cumpărat încă 15 puicuțe din alea roșii pentru ouă. Prețul a fost destul de ridicat pentru că a fost 8 lei bucata, dar vânzătorul ne garanta că sunt doar puicuțe, adică nu vom avea și cocoși printre ele. Însă va trebui să așteptăm până vor crește mai mari, să vedem câte sunt de fapt și câte cum vor oua. Asta e oaza noastră de verdeață, de liniște, în Maramureș. O să vă explic câte ceva pe drum în sus. Noi trăim din animale și din YouTube. Producem brânzeturi de foarte bună calitate, lapte de capră pe care îl vindem, eventual câte un ou și, cum ziceam, trăim din animalele noastre. Ia uitați ce pantă e aici. Nu cred că camera de filmat ajută. Nu se vede atât de clar cât de mare e panta, însă poate mi-auziți răsuflarea mea destul de obosită. Acum, motivul pentru care am făcut acest video este că îmi doresc să încurajez pe orășenii tineri care vor să se mute la țară. Și noi vrem să fim un exemplu pentru alții, să vă arătăm că se poate. Se poate griji de animale, se poate trăi la țară, se poate trăi chiar din animale, însă trebuie să-ți placă, trebuie să diversifici, trebuie să oferi calitate și trebuie să fii dispus să muncești mai mult și să te mulțumești cu mai puțin. De fiecare dată când trec pe lângă gardul ăsta, îmi aduc aminte de Iancu, care a încercat să sară acolo peste gard. Ce bine dormim noi! No, hai să ne culcăm, da? Ne culcăm? Hai să ne culcăm, gata. Nu mai povestim. Și loc amândoit. Asta a fost acum 2 ani. Asta a fost acum 2 ani și gardul tot așa arată, pentru că caprele noastre nu mai vin pe aici. Doar pivolița Măriuca mai paște. Și nu e așa de prioritar și nici n-am avut timp să ne ocupăm de gardul ăsta. Dar așa e la țară, ai tot timpul de lucru și trebuie să sari cu prioritate peste ce e mai important în momentul prezent. Astea sunt două stupuri de albine cumpărate de la prietenul meu Beni din Cavnic. Sunt foarte curios câte miere vom culege anul ăsta și par să facă treabă bună, par să fie harnice. Ia să vedem ce s-a așezat. O muscă s-a așezat pe obiectiv. Noi locuim la țară pentru liniștea ce ți-o oferă țara. Sigur, ai foarte mult de lucru, dar și odihna e sfântă la țară. Mai ales în zilele toride de vară, trebuie să-ți faci timp să te odihnești. Țăranul se obișnuiește cu tot lucru pe care îl are să-și facă și pauzele de care are nevoie. Asta e căruța, a doua căruță pe care trebuie să o pun la punct. Am cumpărat-o pe bani de nimic, cred că a fost 300 de lei cu tot cu adus-o acasă și vreo 300 de lei m-ar fi costat numai butucii de roată. Așa că am un plan să o pun la punct, deocamdată rămâne așa cum o vedeți. Și
și am revenit din nou la Măriuca, prietena noastră, căreia îi tot cosesc și îi pun pe marginea asta. Are și acolo ce vrei tu. Thank you.